Bine v-am găsit! La exact un an de când testam Tesla, am ocazia să conduc din nou o mașină electrică. Și nu orice fel de mașină electrică. Aceasta este cea mai bine vândută mașină, cel puțin în Europa, dacă nu cumva în lume. Pentru că Nissan Leaf a devenit, de prin 2009, de când a fost anunțat ca primul vehicul electric de masă, un lider în ceea ce privește atât vânzările cât și utilizarea. Hai să pornim la drum, în primul rând, și apoi mai vorbim despre cifre. Ce remarc este că la interior mai degrabă sunetul de afară este mai pregnant decât tot ceea ce se întâmplă în interior. Am apăsat butonul, mașina e pornită, am cuplat-o on drive, mă asigur, semnalizez și plec. Și plec foarte bine, adică la o atingere de pedală, reacția este absolut instantă, pentru că acesta este până la urmă atuul unei mașini electrice. Să revenim la cifre. Nissan Leaf s-a vândut în peste 400.000 de unități. Tocmai de aceea vă spun că pentru o mașină electrică, cifrele acestea la nivel european și chiar global înseamnă ceva. S-au parcurs peste 10 miliarde de kilometri cu proprietarii acestor mașini. Însumați au economisit 3,8 miliarde de barili de petrol. Pentru că această mașină, la fel ca și celelalte electrice, e din categoria Zero Emissions, sigur că a atras un pic atenția celor care vor să salveze resursele planetei sau să diminueze efectele încălzirii globale, produse, bineînțeles, și de emisiile de CO2 pe care le produc mașinile pe care noi le utilizăm zi de zi. 400.000 de exemplare poate părea puțin, dar totuși pentru o mașină electrică este, zic eu, destul de mult. Silențiozitatea din interior este prima caracteristică pe care pot să o remarc, alături de faptul că atunci când apăs pedala, efectiv am un răspuns instant. Pentru cei care nu au condus o mașină electrică, acest lucru poate fi foarte, foarte surprinzător, pentru că tu nu te aștepți la o asemenea reacție din partea unei astfel de mașini. Luată din față, mașina se impune. În primul rând, prin această semnătură luminoasă, are un L răsturnat ca și lumină de zi, dar și farurile, din ceea ce observi, au o, să spunem, chestiune de design aparte. Tot aici, în zona din față, dincolo de această zonă cromată și de semnul Nissan, vezi cu albastru, practic, o altfel de grilă frontală. Nu are nevoie să respire. Tocmai de aceea este compactă și nu e perforată și are accente de albastru pe lângă acel negru. Hashtag number one. De altfel, aici ați observat că facem plug-in-ul. Are niște linii, zic eu, foarte reușite și mergând și pe lateral, observ că mă ajută senzorii, dar și camerele la activitățile mele de parcare. De obicei, jantele unei mașini electrice sunt ceva mai pline. Aici mergem spre zona spițată și avem acele 5 spițe, dar nu sunt neapărat cele mai sportive, nu-i așa? E încălțată cu cauciucuri Dunlop și avem jante pe 17. Mai vedem badge-ul Zero Emissions, este number one electric vehicle sold in Europe in 2018, Nissan Leaf.
Da, e o bucurie. Asta este practic hatchback-ul de familie electric ce s-ar putea să îți facă cu ochiul. Are și o culoare reușită. Până la urmă, tu poți să alegi din varietatea de culori. Aici avem o combinație foarte interesantă între negru și vișiniu, pentru că observi, cromul mai e pe partea laterală, doar în zona mânerelor ușilor. În rest, la încadrarea părților vitrate, avem pachetul All Black, pe care îl regăsim într-o combinație foarte faină cu geamurile fumurii, că vorbim și despre intimitate, și vine înspre zona acestui eleron. Da, mi se par interesante și geamurile pentru vizibilitate, uite, unul în plus în această zonă. Da, e o chestiune pe care o vezi mai ales la monovolume, iar aici se îngustează foarte tare partea vitrată și trecem spre materialul ornamental. Pe spate liful arată cam așa, din nou accentul de albastru în zona difuzorului de aer din spate. Cam așa arată de jos, pe dedesubt am intrat. Hai să vedem capacitatea portbagajului. Eu zic destul de mare. Ai aici și cablistica, conectica pentru ca mașina să fie încărcată în cel mai scurt timp. Pentru o familie cu un copil sau chiar doi copii mici, este, zic eu, o mașină suficientă. Poți să o duci în oraș, dar poți să o duci liniștit și în afara orașului. Aici am descoperit camera, dar o să vă arăt pe interior care e situația în doar câteva momente. Tot în zona din spate, îmi place modul în care au fost desenate aceste blocuri optice. Observați că au o formă interesantă, un alt, aș putea spune, L sau C. Partea superioară merge oarecum în paralel cu luneta, iar partea de bază se prelungește destul de mult în zona laterală. E un concept de design foarte interesant, foarte atrăgător. Autonomia mașinii, după ce ați văzut că a fost încărcată în showroom-ul Nissan, este 378 de kilometri. Asta în condițiile ideale, în care nu sunt alți consumatori care să îți ia din energie. Vampirii energetici există și în cazul mașinilor, trebuie să recunoaștem. Și mă refer aici, în primul rând, la încălzire, mă refer la celelalte consumabile care iau efectiv din energia bateriei. Când o încarci, există acolo unde de obicei ai un senzor de ploaie la mașinile obișnuite, un mini, aș putea spune, display cu 3 LED-uri albastre care pâlpâie arătându-ți nivelul de încărcare al mașinii. De confortabilă e confortabilă, n-am ce să zic, de silențioasă la fel, de plecat e aproape, zic, cu ceea ce aștepți, pentru că are o reacție instant. Vrei să mai știi ceva? Bateria este cu o putere de 40 de kWh. Avem 400 de volți, de aceea e greu de crezut că poți să intervii dacă nu ești un specialist asupra acestei mașini. De altfel am surprins o mini verificare, să spunem, a componentelor tehnice de dedesubt în service, mașina fiind ridicată pe elevator. Așa, după cum aici în zona superioară nu prea ai acces la nimic în zona capotei, ei bine, cam același lucru se întâmplă și dedesubt, unde totul vine capsat. Haide să vedem mașina și pe interior. Primul rând, asta e fața de ușă. Nu așteptați foarte multe lucruri, că e destul de mult plastic, dar e și combinație cu material cauciucat sau cu piele. Avem așadar comenzi pentru geamuri, ok? Sau pentru reglajul oglinzilor, respectiv pentru blocare. În stânga volanului avem butoanele pentru charging, on și off, încălzirea volanului, asistența direcției, modul de conducere eco sau senzorii de parcare pe mute sau pe on. Stitching-ul albastru
îl vezi probabil aici pe mijlocul bordului, pe scaune, scaunele sunt confortabile, deci cusătura albastră sau tema aceasta de albastru este prezentă foarte bine peste tot, inclusiv aici în zona display-ului, unde avem într-adevăr un indicator clasic de kilometraj. În mod normal am putea ajunge la 180 de km pe oră, dar noi știm că nu e așa. Uite, în condițiile de frig de afară și de utilizare avem în jur de 8 grade Celsius. Bateria fiind încărcată 99%, ne arată, după cum am accelerat-o eu, doar 256 de kilometri. Deci poți să mergi, dar este relativă distanța pe care o parcurgi, fiindcă depinde foarte tare de cum apeși tu pedala de accelerație. Volanul arată cam așa. Este un volan care mi-aduce aminte de modelele sport și premium. Cel puțin aceasta este forma sa, cu butoane pentru tot ceea ce ai la dispoziție aici. Butoane pentru sistemul de sunet, care apropo este Bose. Iată și difuzoarele. Deci din acest punct de vedere primește o notă extraordinară din partea mea. Pe de altă parte are Active Cruise Control. Așa poți să vezi care sunt lucrurile ce te pot ajuta în trafic. Așa ne stabilim distanța față de mașina din față. Lane of Departure System și Blind Spot, foarte important. În oglindă, acolo avem un LED galben care se activează când avem o mașină în unghiul mort. Putem să ne facem așadar setările de autostradă. Vom avea din acest punct de vedere și o avertizare sonoră. Avem și comanda vocală, deci lucrurile sunt ok. Tot vedem aici un e-pedal, ajungem imediat. Am plecat de câțiva kilometri de la showroom și am observat că geamurile au început să se aburească. Am provocat sistemul de dezaburire în așa fel încât să am o perspectivă clară și geamurile se dezaburesc instant. E o chestiune cu care trebuie să te obișnuiești pentru că vine sezonul rece. Am activat funcția e-pedal, da, de aici, din acest buton. Și acum, doar apăsând pedala de accelerație, am și accelerație și frână în aceeași pedală. Mă deplasez. Am în jur de 40-50 de km pe oră. Iau piciorul de pe pedală și mașina va frâna imediat. Se va opri imediat. Deci este în funcție de cum apăs eu pedala. Nu mai trebuie să apăs pe frână pentru a opri. E-pedalul îmi generează imediat frânarea. Un lucru foarte util, mai ales în traficul aglomerat. Iar orice frânare vine și cu încărcare. Se vede pe display. Acolo, apărând zona albastră, înseamnă încărcare. Bateria mea a ajuns la 98%. În cele 40 de minute în care am realizat materialul, am pierdut așadar 2% și o autonomie de mai bine de 20 de km, doar utilizând mașina în parcare, accelerări, virări și așa mai departe. Ok, e-pedal, e timpul să pleci, pentru că vreau ca mașina să fie ceva mai independentă. Adică să nu frâneze imediat ce am luat piciorul de pe pedală. Să aibă capacitatea de a își exercita spiritul liber, pentru că și o mașină electrică știe să fie foarte mobilă, foarte versatilă. Dacă e liniște, plecarea aia electrică e una senzațională. Face parte așa din scenariul de viitor. Parcă sunt în The Jetsons. Știți desenul animat. Să revenim la lucruri serioase. Leaf înseamnă frunză. Și da, până la urmă, dacă stai să asociezi frunza cu mediul înconjurător, ți se pare că este, într-adevăr, o denumire potrivită pentru o mașină prietenă cu mediul înconjurător, pentru o mașină cu zero emisii, pentru o mașină electrică. Dar stai, are și Leaf-ul însemnătatea sa dincolo de a fi o simplă frunză. Cum așa? Păi L vine de la leading, adică
acest produs a fost gândit în urmă cu 10 ani să fie un produs de top, să fie un produs vandabil și să conducă în această zonă a autoturismelor din punct de vedere al vânzărilor, costurilor și așa mai departe. E-ul vine de la environmental friendly, adică prieten cu mediul înconjurător. A vine de la affordable, adică să fie o mașină pe care să ți-o permiți. Și F vine de la family car, pentru că deși este un hatchback, unul modern, are spațiu și este versatil în măsura în care tu ai nevoie, dar se definește ca fiind o mașină de familie. Iată așadar cum răspunde sistemul de infotainment simple apăsări a unui buton. Pornind mașina, avem display-ul activ și totul funcțional. Ce vedem aici? Conexiune Bluetooth pentru smartphone, climatizarea, raportul de energie. Uite, dacă am putea să controlăm clima, am salvat 23 de kilometri. Estimated range, 256 de kilometri. Aici ai practic toate datele. Și dacă revenim, să vedem charging station. Imediat poți să îți găsești cea mai apropiată stație de încărcare. Și dacă mergem mai departe, reglajul pentru stațiile radio. Hai să mergem în Borș. Să încercăm să ieșim din țară. Să vedem cum arată navigația. Așa arată navigația. Ha, ia uite. Perfect. Zona de audio, zona de map. Poți să dai sistemul noapte-zi. Din coace avem camera. Asta este camera care ne indică așadar zona din fața mașinii. Dacă o ducem în marș arier, o să vedem zona din spate a mașinii. Putem să facem auto parking. Sunt multe lucruri pe care poți să le descoperi aici. Dedesubt avem sistemul de climatizare, inclusiv de încălzire în volan. Îi dăm auto. Acesta este butonul cu care pornim sau oprim mașina. Am oprit, am pornit. Am oprit, am pornit. Perfect. Conexiune Bluetooth, jack mic pentru auxiliar. Încălzim scaunul într-un mod mai tare sau mai încet, pe cel din stânga, pe cel din dreapta. Avem și priza de 12 volți, un loc în care ne putem pune telefonul ca să se încarce sau cheia. Avem și sistemul de parcare automată. El deja funcționează și ne găsește un loc. Și foarte important este acest buton, e-pedal. Butonul e-pedal odată activat, se vede acolo în bord, da? Ce face? Permite ca mașina noastră să fie condusă într-un mod ecologic 100%. De ce? Pentru că ajutați de o singură pedală, cea de accelerație, mașina va frâna sau va accelera în funcție de cum consideră că e drumul sau stilul nostru de condus sau cel mai eficient. Deci avem foarte mulți asistenți. În ceea ce privește comanda, seamănă cu un joystick și totuși nu este. Avem și aici combinația de negru și albastru. Când e parcată, i-am dat parc, e clar. Când vrem să o conducem, facem așa. Aici o ducem în neutru, aici îi dăm drive, practic mașina va merge în față. Iar dacă vrem să mergem în spate, o vom comuta așa. Și acum avem perspectiva din spate a camerei. Și ne deplasăm, evident, în spate. Tot aici avem frâna de mână electrică, două cup holdere și o cotieră destul de mică
dar hai să zicem că e suficientă pentru a ne odihni brațul. Sistem de conducere ProPilot, avertizare la unghiul mort. În același timp, sistem Eco și e-pedal, prin care mașina își programează singur accelerările și frânările. Sistem audio cu 6 boxe, ecranul de 7 inch, camerele de luat vederi pentru mersul în față sau chiar marșalier, pompa de căldură pentru încălzirea rapidă, toate celelalte lucruri, în poziția, în scaun, toate mi se par aturi pentru acest Nissan Leaf. Da, merge ca și mașină de oraș fără absolut nicio problemă. Prețul este de la 36.700 de euro cu TVA inclus. Dacă v-ați întrebat cât costă o astfel de mașină, 150 de cai putere, până la 378 de kilometri autonomie, o mașină 100% electrică, prietenă cu mediul înconjurător, o mașină foarte bine vândută, conform inscripției de pe caroserie este numărul 1 în Europa la vânzări mașini electrice în 2018, trendul se menține cu siguranță și în 2019, la nivel mondial este un lider, să spunem, incontestabil în ideea că se află printre cele 2-3 alegeri majore pe care le fac oamenii atunci când își doresc o astfel de mașină. Am avut experiența Nissan Leaf astăzi, mulțumesc că m-ați urmărit. Să ne vedem cu bine în episodul următor, când vă voi aduce alte surprize pe patru roți.